Salutare tuturor și bun găsit la un nou clip. Aveam o mică problemă la tractoraș și anume nu mi se mai aprindea martorul de presiune la ulei. Chestia asta e destul de importantă pentru că atunci când folosim tractorașul o perioadă mai îndelungată, motorul se încălzește foarte tare. Asta e un motor cu răcire pe aer. Și posibil să scadă presiunea la ulei din diferite motive. Uzură și așa mai departe. Ceva normal. Eu oricum nu-l foloseam. Știți că eu foarte puțin folosesc acest tractoraș, dar vreau să știu că totul este în regulă și să nu am probleme. Bun. Am comandat mai multe chestioare. Niște semnalizări. O să le înlocuiesc, că nu am mai găsit modelul ăsta pe care l-am eu. Una s-a crăpat. Asta de aici. Și nu știu dacă o să mai țin aici. Și i-am cumpărat astea așa. Sunt mai micuțe, dar arată foarte bine. O să le înlocuiesc, doar că nici la găuri nu prea vin. Dar văd eu cum le prind, nu fac probleme. Ce am mai cumpărat aici? Astea sunt pentru motocultor. Cele care prind capota sunt din gumă, astea se întind așa. Filtrul de motorină. Am găsit până la urmă. Asta de aici. FBN. Ce scrie aici? Novelara R.E. Asta este FBN Novelara. Deci l-am găsit. Nu uitați, totul se găsește. Văd foarte multe persoane care spun aia că nu mai găsești piese la tractorașele astea, în fine. Deci se găsesc. Provizoriu e montat în un astfel de filtru. Și uitați mizerii cum se strânge aici. Dacă m-ar focaliza. Deci, haidem. Aia de acolo este mizerie. Ia uitați. Un fel de gelatină așa. S-a decantat acolo jos. Motorii nu e doar de la Peco folosesc, dar na. Și deci o să-i schimb filtrul ăsta. O să-l las și pe acela acolo. Iar când o să se murdărească la foarte tare, am mai cumpărat încă un filtru din ăsta cu plasă. Foarte fină. Made in Italy. Foarte bun este. Așa. Și ce am mai cumpărat? Ah, chestiile astea, pentru că la mine aici în bord s-au cam șters. Ăsta de semnalizare se mai vede puțin, care ăsta funcționează apropo, le-am făcut și pe astea. Da. Vede foarte puțin. Așa, și asta presiune la ulei, dar nu se mai vede, s-a șters pictograma și oricum am cumpărat eu alte chestii din astea și ăla pentru semnalizări. Și cam atât am cumpărat. A, un dop de ăsta pentru la motocultor, l-am înlocuit deja. Și sonda pe care deja am montat-o. Este asta de aici. Întâi am făcut probă, m-am asigurat că sonda este de vină. Am scos firul de aici, am pus multimetrul, borna de minus și plusul de la baterie. Am pus contactul și nu aveam tensiune pe multimetru. În acest caz, cu siguranță este sonda de vină. Dacă sonda e ok, atunci cu siguranță este cablajul. Eu am verificat cablajul, am verificat aici tabloul de siguranțe, totul este ok. Asta este sonda mea veche.
Sonda cea veche, pe care scrie Bosch. Și aici avem ceva specificații. Eu sonda asta am cumpărat-o la ghici. Pentru că nu o desfăcusem pe asta. Acum când am înlocuit-o, a trebuit să scot uleiul de la, din motor. Am scos uleiul frumos. Am desfăcut sonda, am pus-o pe cea nouă, acum trebuie să pun și uleiul. Înainte să-l pornesc. Deci, pe asta, ce scrie aici? Ca să-mi rămână și mie detaliile. 0,70, apoi 0,85, PE, 0,2, liniuță 0,5 bar. Deci asta este presiunea. Ea la când ajunge presiunea la 0,5 bar, mi se stinge becul în bord. Și apoi asta trebuie să fie codul. Ia. 0344101040. Și cam atât scrie pe sondă. Cam așa arată. Pe sonda cea nouă, nu știu dacă se mai observă aici sus. Ia. Ca prin blițul. Așa. 03695, asta e un cod. Apoi avem 0205 bar presiune, deci este la fel. Și dedesubt acolo scrie M, cred că metric, 15A. M15A. Astea sunt detaliile. Ok. Capacul ăsta. Deci capacul la filtru mi-a rămas aici. Așa. Filtru, mama mie ce aici. Se vede? Eu ăsta l-am mai scos de câteva ori și l-am curățat. L-am curățat că nu găseam. Plus un paharuț ăsta aici. În fel, se strânge mizeria, uite așa acolo. Deci motorina curge pe aici prin cădere, intră în filtru, se umple paharul. Și apoi motorina vine trasă pe aici, pe deasupra, prin capac și se duce la motor. La intră în pompă, de fapt, și din pompă în injectoare. Deci asta era riscul mereu să intre în motor. Să intre în pompă și să înfundă. Așa. Garnitura nouă am pus-o aici sus. Asta cum vine, vine așa. Nu. Asta acum. Garnitura aia îl împinge.
Un lucru, ăsta capacul nu-l strângeți întâi, îl lăsați deschis un pic să tragă aer. Trebuie conectat tubul de furtună de motorină. Începe să se umple paharul și când a ajuns sus și începe să curgă pe aici pe sus, strângem capacul ca să umplem filtrul de motorină. Gata, băieți, am schimbat cam totul pe la el, în afară de semnalizări. Trebuie să-i fac eu alte găuri și trebuie să-i cumpăr și alte becuri, că semnalizările noi nu au venit și cu becuri și nu am pe la îndemână, așa că le las pe astea până una din ele o să cedeze. Filtrul de motorină l-am schimbat, am șters pe aici, totul e curat, nu mai curge. Și acum să probăm sonda. Să văd dacă cu stânga pot. Să scot jos așa să vedeți nivelul. Exact la nivelul maxim. La maxim este, da? Se observă. Așa. Am pus astea aici. Să scot eu pe liber. Am pus puțin silicon transparent. Nu prea îmi place. Astea sunt un pic mai micuțe. Așa. Și trebuia să fie un pic bordul mai gros ca să poată să clipseze partea de jos. Așa că ele jucau sus jos. Da, nu e problemă. Deci, semnalizarea. Așa, stânga, dreapta. Și acum hai să-l pornim. Motorul și s-a aprins din nou becul de presiune la ulei. Iau contactul și s-a stins. Funcționează totul perfect.